Bună ziua și bine ați venit la acest videoclip pentru despachetarea routerului Asus RT-N18U. După cum vedeți pe ambalaj, acest router este un router wireless ce funcționează doar la 2,4 GHz și promite o viteză de transfer maximă de 600 Mbps pe secundă. Dar înainte de a-l testa și afla mai multe despre ce are de oferit acest router, haideți să-l despachetăm. Imediat ce desfacem cutia, găsim routerul înăuntru. După cum îl vedeți, acesta arată similar cu routerele Asus existente deja pe piață. În pachet vom găsi și garanția, precum și un manual de utilizare și configurare. Aici avem cablul de rețea, ce va fi folosit pentru setarea inițială sau dacă e nevoie și pentru conectarea unui desktop la router. Vom găsi și trei antene externe ce trebuie montate în spatele routerului. Și avem adaptorul și cablul de alimentare și cum vedeți aici avem adaptare pentru mai multe tipuri de prize, astfel încât acesta va merge și în România, și în Marea Britanie, și în alte țări. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Pentru a afla mai multe despre acest router și ce are de oferit, nu ezitați să urmăriți canalul nostru și să citiți recenzia ce va fi publicată pe 7tutoriale.ro. Mulțumim!